Suntem majoritatea consilierilor prezenți. Prin urmare, putem începe ședința de Consiliu de astăzi. Doamna secretară, vă rog să spuneți procesul verbal la vot. Procesul verbal al ședinței anterioare, dacă sunt ceva obiecții, spun la el ca să ne consemnăm. Procesul verbal. Procesul verbal de la ședința anterioară, da? Sunt obiecții? Dacă nu sunt obiecții, spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc! Dăm cu bine seama pentru a prezenta ultimele decizii. Ordinea de zi se compune din următoarele proiecte de hotărâri. 1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale la nivelul comunei a său pentru contribuabilii afectați direct sau indirect de criza SAR. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 456 scutiri litera H, anexa numărul 1 din hotărârea Consiliului Local 93 pe 19.12.2019, pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020, inițiator primarul. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Comunei Său a întâmpinării formulate în dosarul numărul 265 pe 110 din 2020, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Său a răspunsului la plângerea prealabilă înaintată de către reprezentant convențional, avocat Claudia Condilă Coșa, inițiator primarul. 5. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de asociere a Comunei Său cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Inițiator primarul. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general la obiectivul schimbare învelitoare, reparații aferente și amenajare grup sanitar la școala gimnazială Partier în satul Asău. Modificări, așa? Cam asta. Modificări la ordinea de zi. Ne fiind modificări la ordinea de zi, vă supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Domnule primar, începem cu primul proiect de... L-aveți aici. Nu-i procesul verbal. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale la nivelul comunei său pentru contribuabili afectați direct sau indirect de criza SARS-CoV-2. Dar ați observat că în cadrul proiectului de hotărâre trebuia să se stabilească dacă această scutire este până la 50%. Eu n-am în față un proiect de hotărâre. Deci Consiliul Local poate să... Da? Da? Știți, ați văzut la picol, dacă mi-e zice mai repede? Deci cu o cotă de până la 50%. Deci acolo trebuie să stabilim dacă este 10, 20, 30 sau 0 sau 50. Articolul 1, da? Articolul 1 nu este un articol definitiv. Este, la, este o opțiune a Consiliului Local. Până la 50%, dacă este situația acolo așa cum a fost, lăsăm
maxim 50%, maxim 50%, în funcție și de cum își are calculul de procedură local, adică de la viitor, adică ce sume s-ar pierde eventual pe impozitul respectiv, dacă acceptăm suportarea lor. Deci trebuie stabilită cota, dacă e 50%, dacă e 20%, dacă e 30% reducerea. Vreau să vă întreb, există o situație afectată? Ca să vedem și acest aspect, că stabilim 50%, dar să nu demolăm nici bugetul local al comunii, 50%. Să vedem cât a fost. Deci când s-a dogmit acest proiect, probabil s-a cerut o situație. Câte persoane avem în localitate, persoane juridice care au fost afectate? Efectiv, la mulțumirea. Că eu așa cred. Decât nu se știe nici acum cu cazul cu femeia asta care a fost la Moine și s-a dus-o la Onești. Dar nu e vorba de persoane juridice. Da, juridice. E vorba de persoane juridice. Da, deci persoane. Da, nu o să fie un model. Păi nu, dar... Nu o să fie. Eu întreb dacă la dormirea acestui proiect s-a fundamentat un pic și... Să fie pe care a luat. Total sau parțial? Acum... Acum... Care au fost parțial. Să dăm un 30%, 20-30%, care total 50%. Da, nu știu cum sunt articolul. E domeniul impozitelor. Care au fost parțial, să dăm 20-30% și care total 50%. Scrie că pentru utilizatorii grădinilor care au fost obligați cu privire la ce se întâmplă și vor da la activitatea economică sau de ții certificatul pentru spații de urgență. A fost total sau parțial? Parțial ce înseamnă? Nu vă pun mai 50% cu banii. Cei care s-au întâmplat activitatea parțială trebuie să dețină acel certificat. Cei care s-au întâmplat activitatea totală, asta procedură eu așa țin minte. Păi atunci, lăsăm problema aici 50%. În clădirile primăriei, școli, dispensarul medical. Care e? Ce se despăr cu deci? Că lumea păi dar rămâne așa, dacă mai există mâinul de primăria și școala face activitate economică, mai nu, zic, dar a care altceva e spațiile primăriei în afară de astea? Că știi? Orice spațiu. Domnul Trucu, nu parțial sau total? Total. Total. Păi bărnu este după aia trebuie să vii cu un raport de producție vizat de aici. Și avem cu declarații. Sigur. Activitatea automat oamenii aia n-au mai lucrat, dar cei care salariați... De exemplu, barul ăsta a fost închis. N-ai gândit pe asta, pe șomani? A fost închis barul, da? De ce să plătească impozit? Certificatul la lumea aia că a fost informația. Dacă nu a produs nimic, de ce să plătească impozit? Este vorba din toți cu plătire, cât de mare ne-a strâșit impozit? Val romul, E bine așa să fie cu 30% să ceai parțial și cu 50% de total? De total. 50% de total.
O să înțelegem. Nu știu, eu vă pun 50% pentru toată. Dar de propunere și viață. Mai ce-ți propun mai fără? Mai e vă propunere? Nu. Pentru care vă propun totul alt? S-au făcut două propuneri pe casă. Da, pentru care vreau să... Deci în certificat pentru ștați propune. Mai e vreo de teme mari? Să vorbească? Dacă nu mai sunt opinii, atunci supun pe aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Ce? 5%. 5%, nu probleme. Poate că dacă nu e cineva, vă mulțumesc. A fost adoptat în lumea militară. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe data de pe anul 2020. Comisiile. Administrații publică. Da, votul în comisie. Păi spuneți. Ați clarificat-o? Da. Păi este document. Nu v-ați spus că aveți obiecții vis-a-vis de acest proiect. Hotărâri. Este document. Păi spuneți-i, vreau să audă oamenii. Articolul 1. Din anexa numărul 1 la hotărârea numărul 93 din 19-12-2019, litera H se modifică și va avea următorul cuprins. Clădirile unităților sanitare publice, precum și pentru clădirile în care funcționează cabinete de medicină de familie, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice. Deci, astea sunt. Prezenta hotărâre poate fi contestat. Mai avem mai în spate ceva iar. Avem două lucrurile aici. Desfăr. Nu, dă-l pe ăsta afară și iese toate. Da. Gata. Da. La răspuns la, la da, notificarea și clarificarea... În comisia de administrație a fost... O... Da. Citeți, da, citeți. Conform legii 68 din 26-5-2020, pentru modificarea articolului 456 alineatul 1, litera H, din legea numărul 227-2015, privind codul fiscal, care prevede că H, clădirile unităților sanitare publice, precum și pentru clădirile în care funcționează cabinete de medicină de familie, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice. S.C. Brădățel, activitatea principală este activitatea de, nu, Brădățel, greșeală, S.C. Badent SRL, vorba de cabinetul de stomatologie, așa, deci nu îndeplinește condiții pentru a obține scutirea de la plata taxei pe clădiri. S.C. Cezacon Med SRL, e vorba de cabinetul medical domnul dr. Bârzan, este înregistrată la Registrul Unic al Cabinetele medicale, partea a doua, sub numărul 567 din 15-11-2016 și activitatea autorizată este cea de medicină de familie, îndeplinește prevederile legale sus menționate. 3. Cabinetul medical individual Dr. Ferenc Marius este înregistrat la Registrul Unic al Cabinetele medicale, sub numărul de 646 din 23-5-2001, și activitatea autorizată este cea de medicină de familie, îndeplinește prevederile legale sus menționate. Deci două astea. Da, au copii după certificatele de atestare. Da, sunt discutit. Pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, se pot să aprobați. Cine este pentru? Eu nu pot să votez. Împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 3.
Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Asău a întâmpinării formulate în dosarul numărul 265 pe 110 din 2020. Da. Propune. Poftim? Mai citim? Da. Îl mai citim sau la studiere? Propune. Se însușește de către Consiliul Local al Comunei Asău întâmpinarea formulată în dosarul 265 pe 110 din 2020, conform anexei, parte integrată din prezenta hotărâre. Se mandatează primarul Comunei Asău să împuternicească o persoană care să reprezinte Consiliul Local în fața instanței de judecată în dosarul sus amintit. Prezenta hotărârii poate fi contestată. Pentru a duce la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul Comunei Asău prin compartimentul juridic, relații publice, stare civilă și activă. Da. Votul în comisie, vreau și să împuternicească o persoană, dar ea unul dintre grupul împuternicește. Ori nu-i formulat, dar nu, noi am aprobat. Cum este formulat de vădere? Să împuternicească. Păi, Consiliul Local mandatează primarul, da? Primarul are un aparat de specialitate pe care îi face un împuternicire. Cu primarul are un aparat de specialitate și face o împuternicire în cadrul aparatului de specialitate. Și cui poate să facă decât consilierul juridic, dar odată ce este aparatul de specialitate... O persoană cu puteri juridici sau formulată la fel, o persoană. Pe din aparatul de specialitate, persoană. Și mandatează primarul comunească, o să împuternicească, o să fie din cadrul aparatului de specialitate, dacă vreți. Dar tot persoana este, care se reprezinte Consiliul Local în fața instanței de judecată. Păi specificat, o persoană din aparat, din cadrul aparatului de specialitate putem scrie. Ca să știm și vorbim, e așa o persoană. Deci, completăm din cadrul aparatului de specialitate. Da. Mai întâlnire, cum poate la orice nu? Orice nu poate să rădăși și poate asta în zi? Mai întâlnire, nu e ceva? Care poate să primite nu primește instanță dacă nu se duce cu fata la maua pe consilier juridic.
puternice pe juridic, consilier juridic, tot poate mă fac. Nu, domne, numai la front, domne, prima instanță, când sunt procese civile la Moimir și când sunt în contencios, la secția contencios a Tribunalului Județean. Când e vorba să ducă de la Tribunalul Județean la Curtea de Apel, trebuie avocat. Păi atunci scrii simplu, domnule, ce-a fost consilierul juridic și cum? Am scris din cadrul aparatului de secretar. Vă supun de aprobarea acestui de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Abține, e cineva? Următorul proiect de hotărâre privind încheierea acordului de asociere a Comunei Asău cu județul Bacău și Direcția Generală de Asistență și Protecție. Cine? Care? Stați așa. Dar și ce, îl discutăm pe ăsta dacă nu. Dosarul ăsta, nu? Nu, ăsta e dosarul și mai ați sărit unul. Uitați, îl aveați în față. Da. Pune la loc. Dar unde e ordine de zi? Ca să bipiez eu pe el. Unde e ordine de zi? Așa. Până aici, inclusiv. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Comunei Asău a răspunsul la plângere prealabilă înaintată de către reprezentant convențional, avocat Claudia Condilă Coșa. Propune. Se însușește de către Consiliul Local Comunei Asău răspunsul la plângere prealabilă înaintată de către reprezentant convențional, avocatul sus menționat, conform anexei, face parte integrantă. Se mandatează primarul Comunei Asău să împuternicească o persoană care să reprezinte Consiliul Local în fața instanței de judecată în dosarul privind plângerea prealabilă înaintată de către avocata sus menționată. Prezenta hotărâre poate fi contestată în 30 de zile la Tribunalul Bacău, secția a doua contencios administrativ și fiscal. Ați studiat acest proiect de hotărâre, votul în comisie. Am studiat de răspunsul. Da. Comisia economică din ce? Da. Comisia cealaltă? Discutim pe marginea proiectului. Am înțeles că stați asta putea la consilierul. Dacă nu am întrebat, îți spun pe acolo. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă nu e cineva, împotrivă. Eu vă abțin. Domnul președinte. Proiect de hotărâre. Nu aveți voie să spuneți. Asociere. Da, da. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de asociere a Comunei Asău cu județul Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea finanțării activității de protecție tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Se aprobă asocierea, ați studiat materialul. De asemenea, se împuternicește primarul Comunei Asău în vederea semnării contractului de asociere între județul Bacău, Direcția de Ocrotire de Asistență Socială Bacău și Comuna Asău, contract prevăzut în anexa la prezenta hotărârii. Dacă sunt probleme. Dacă sunt cumva probleme. La cer prea hotărâri. Dacă nu spun spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă, dacă am spus cineva? La 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general la obiectivul schimbare învelitoare, reparații aferente și amenajarea grupului sanitar la
școala gimnazială din centrul său, partier. Deci școala mai veche din lângă aia nouă, anexa școlii noi. Da. A mai fost discutată. A fost discutată în ședința trecută. Votul comisiei, vă rog. Domnul Dăgăla, nu vreau să se aprește la mărit. Eu aș avea o întrebare, dacă se poate la asta, știu câți metri pătrați de perioare sunt pe școală? 10 lei de poamă, nu prin nu știu ce depozite. Adică în greu, cum într-un sat să n-ai teren de sport? Ei știu, de-acolo dreapă să n-ai.
Și ce faci? Iei 100 de lei și nu faci nici acolo. Inclusiv coame montate pe șipci. 51.000. După aia ai învelitoare din tablă zincată, profilată, ondulată sau cutată. După aia ai tablă tip țiglă metalică. Termoizolații la planșeu. Când se preia în divizie, sunt diverse articole care... Păi nu, dar dă-ți și sumii, dă niște sumii. Da, păi, dar... Păi aici ai zis că nu mai punem asterială și toată asta. Ai streași în înfundătură, scândură de rășin. Bun. Păi asta trebuie în comisie să o rumegați, nu stă toată lumea. Scoteai pe o hârtiuță. Păi da, acolo ni s-a dat o sumă, deci în proiectul ca atare, 193.000 acoperiș. Înțelegi? Deci, oricum, schimbare învelitoare. Asta deci mie mi-a fost neclar. Ce înțelegi din asta? Proiectul,
amânăm pe luna care vine. Și ar să plouă în ea. Cu nu știu ce, cu în continuare. Important e ca să avem bani odată toți, amânați-o pe la anul și să vedeți dumneavoastră. Că la anul iar se va face bugetul praf, ca de obicei, cu multe obiective pe care nu reușim să le acoperim niciunile. Da, bre, dar facem prima fază, iei apa, o aranjezi și dacă mai e, nu moare că la primăvara următoare. Cine se abține? Că cineva trebuie să se abțină sau împotrivă. Gata. Mai avem ceva? Nu, nu. Avem aici niște răspunsuri. Domnul consilier Potoroacă Dan Paul, în urma solicitării dumneavoastră înregistrată la sediul instituției cu numărul din 18.06.2020, prin care solicita situația nou-născuților din comuna său și a stimulentului acordat familiilor conform hotărârii Consiliului Local 44 din 23 aprilie 2019, pe primele 6 luni ale anului 2020, vă comunicăm următoarele. Ați luat la cunoștință? Da. Așa. Avem înregistrate un număr de 23 de dosare alocație de stat. Copiii născuți în intervalul ianuarie-iunie 2020 sunt un număr de 5 dosare. Stimulăm pentru nou născuți. Fiind... Lista dosarelor alocației de stat. 23 de persoane.
alocați. Dar două la acestea, de la Consiliul Local la Său, 5 și familie, 18 l-au refuzat. L-au refuzat este? Uite, eu nu cred așa ceva, că cineva poate să refuze doar ce? Ce-ați spus? Nu cred că au refuzat acesta cu doar restul de ochiul de persoană. Păi dacă nu vrei să-mi facă? În momentul în care nu știu. Auzi, mai mult vrei să spune că s-o suspendat, că nu se mai dă, că nu mai nu știu ce. Că se vină obiectat. Am înțeles greșit. Sunt informați sau dezinformați. Și asistența socială a noi s-o trimat, mă rog, și își reducă activitatea. Nu ce zic așa? Lăsați, lăsați asta. Se cheamă întâi reprezentantul și după aia formează. Deci au fost dosare depuse acum și copilul născut în 2019. Totul și care a refuzat acasă. Înțeleg că sunt tot niște persoane care au refuzat. Doar că aceste persoane au fost născute copiii în 2019 și au venit acum. Am zis că au fost situații că în criza asta... Nu trebuie să ne aduce dosare, noi întrebăm dacă știți că așa a fost, că am zis că au refuzat. Dar tot niște persoane. Cei care au venit în timp util, noi am informat. Dacă prin așa cum întârziere alocația de stat se acordă și retroactiv. Da, da. În condițiile date, vă fac o propunere. Cel puțin celor doi inițiatori al proiectului. Cum a venit la alocație, nu? Să încercăm să modificăm și noi acest termen de 30 de zile. Dar noi am spus și atunci. Pentru că dacă oamenii vin cu întârziere, totuși... Dacă dai de 30 de zile, dacă îți dai 40 de zile, nu ție să fii casă. Și noi punem 30 de zile să fii casă. În care au venit după 6 zile după ce au născut. Dar nu ia să fii casă. Cum știi că aceasta ia pe care fie o coreană? Să duci la acest termen de 30 de zile, să fie... Și așa nu sunt nașterea, așa am fost în termenul... Nașterea e nașterea. Nașterea de nașterea mea, nu putea să îi zic că eu mă doar. Dar nu este obligat. Să nu mă duci eu la aceste 30 de zile, să fac tot sau dacă eu pun la locul. Dar nu este obligatoriu să vină mama. E, da, dar nu poate să vină nici în decembrie, 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 în Cei mai vârți, majoritatea, nu se înțeleagă să termeni. Hai, modificați data, ca să-i ajutăm.
60 de zile. Un an de zile. Deci se rămâne. 6 zile, dar la 3 luni. Ce? Înțeles. Da. Cum se dă alocația de trafie? Deci nu puteți și noi. Este un an de zile. Da. Atât la trebuie. Trebuie inițiat un proiect. Da, da. Da. Și totodată trebuie și de trafic la cei care le-au dat. Ce un politică? E sigur că da. Ai până în 10 puliți, 20 de mari, 20 de copii și acolo din cauza fel de fel de motiv. Da. 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 Socilor. Nu pot să mă exprim că e făcut 30% și-i plătit 50%. O să rămână, nu e de văzut, trebuie calcule, trebuie specialiști. Noi am vrut să solicităm un expert, deja ieri a venit o persoană, dar după ce a plecat, ne-a sunat de la Ministerul Dezvoltării, de la Mederap, că o să vină specialiști care să verifice treaba asta. În ideea asta, nu mai facem niciun contract cu expertul de la Onești, că nu e expertiza aia. Aia este o situație cum arată și ca să putem să dăm drumul, să demarăm la o nouă licitație, să vină alții să o facă. Păi nu e expert. Dar ai fost cu noi aici, vrei? Ai fost cu noi aici, mă întreb. Cum n-ai fost? Du-te, bre, de aici. Stai liniștit. Las că... Băi. Da. Și o să...
Domnule, vine expert din partea ministerului, ce să o scăldăm de acolo? Dar ce, eu am diriginte de șantier, eu nu specialist. Numai matale prin... Numai dumneata le cunoști pe toate. Mata ești atot știutorul. Eu nu sunt atot știutorul, este diriginte de șantier, o să fie expertiză din partea finanțatorului și atunci discutăm și ne pronunțăm cât o făcut și cât nu o făcut. În ce privește canalizarea, domnul director a venit, nu vrea să stea de vorbă cu diriginta de șantier, am înțeles și mi-am notat despre ce este vorba. Luni la ora 11, invitată diriginta de șantier, proiectantul și geologul. Să punem la cale să discutăm, constructorul nu mai dorește să continui cu doamna diriginte de șantier. Pentru motivele care le-am notat, că nu trece fidel ceea ce s-a lucrat, că una alta, niște motive care le-am notat de la domnul director, Robu, și luni la ora 11 o să fim împreună și o să, împreună cu domnul vice, cu domnul inginer și cu cine mai este, să stăm de vorbă, să dezlegăm calul de la gard. Că suntem puși în situația să rezilieze contractul constructorului. Dumneata, cum că aș vrea? Dar cine a venit la licitații? Cum numai firme de? Dar nu s-au scos pe SIA? Ce s-a făcut? Ce s-a făcut? Vreau să stabilim pilonul din ăștia și să dezlegăm calul de la gard. Astăzi au spus director că nu-i mulțumit de diriginta de șantier, că ea e că au fost contraziceri, că se sapă, se pomoară în termenii lor. Eu am notat de ideile dumnealui, ideile principale care să le pună în fața doamnă. Dacă doamna nu înțelege, încheiem tratativele, că doar contractul de prestare a diriginte de șantier poate fi reziliat la că vrea ea sau nu vrea, asta e drept. Deci luni putem să aflăm care este situația. Da. În ce privește reparația drumului la Comănești la Asău, au venit niște utilaje, o să se apuce să cârpească unii sâne cazuri și după ce se sapă și se pune conducta, se va face un covor asfaltic. Dacă mai aveți altă întrebare. Facem canalizare, facem covor asfaltic. Singură tabletă atunci ajunge pentru doi copii,
mă gândeam dacă ați putea face o situație cât de cât, cam câți copii ar putea să existe cu problema care poate să vină să-l ajută. Cât este în școală, că dacă el merge două săptămâni la școală, acolo nu-i trebuie, este tablet, jumătate de clasă este online. Și atunci, o suficient și asta. Era o propunere dacă vreți să... Era și domnul primar, domnul inginer Lascăr Cristi, nu știu ce persoană a mai fost, la școala Păltiniș, s-a fost să verifice lucrările la toaletă, la apa potabilă care trebuie trasă, în ce stat de lucrările acolo și la ce consens s-a ajuns. În ce stat de lucrările? Da. Pe interiorul interminat, trebuiau puse aplice la bol, trebuiau puse montate priziele, întrelucătoarele, îți dea gaură pentru aerisire la amândouă cabinele, îți caute o carotă și cam atâta. O să trebuiască să scoatem la licitație forajul, pentru că la banii trecuți în documentație nu vine nimeni la roca aia, nu-i plătit. Da. Să montez acolo un telefon și internetul. Are reprezentantul PSI. O să reformăm 12 puncte, unde o să fie o instalație de Wi-Fi cu fonduri europene. Avem lista, 12 locuri pentru care și școala Păltiniși, prins în școala Ciobărnu și chiar școala Ștraja în zona aia, dacă nu mai funcționează, ieri s-a văzut, ieri a fost reprezentat. Da, în fondul ăla cum e, de 2015 mii. În urma precipitațiilor abundente care au avut loc în ultima lună, da. Vă rugăm foarte frumos cetățenii din zona Bucurii Marta să demarăm cât mai repede posibil lucrările la podul de la Varta. Dacă mai plouă două ore, acum cred că și dumneavoastră ați trecut de acolo, am fost din luni dimineața de la ora 4 acolo, mai plouă două ore, iar era inundat toate familiile din zona aia. Ați fost cu mine la domnul inginer, proiectantul a fost al altieri, în 10 zile, deci...